Bună seara! Situație revoltătoare la maternitatea Odobescu din Timișoara. 10 bebeluși au fost infectați cu COVID-19, cel mai probabil de către personalul medical coordonat haotic de șef care nu au luat la timp măsuri corespunzătoare, acuză cei implicați. În maternitate au fost depistate 25 de cadre medicale infectate, iar unitatea sanitară a fost închisă, redeschisă și iar închisă, în timp ce șefa DSP, care a gestionat prost această criză, și-a pierdut funcția. Parchetul a deschis un dosar penal. Cei 10 bebeluși sunt în stare bună. 9 sunt deja acasă, unul a rămas la spital. Externările au fost decise înainte să ajungă rezultatul testelor. În legătură cu bebelușii, se va face retestarea lor și noi sperăm să fie rezultate fals pozitive. Am recomandat să se lucreze la un alt laborator, la cel al clinicii de boli infecțioase, pentru a vedea dacă într-adevăr rezultatul este pozitiv. Înțelegem. Știm că patologia la noi născuți nu este atât de frecventă și nici atât de gravă și atunci vrem să verificăm tot ce a fost testat. Până la această oră avem un singur rezultat al retestării. Bebelușul este negativ la COVID-19. În tot haosul creat, 4 dintre paciente au semnat o declarație pe proprie răspundere și au plecat acasă la familie înainte de rezultatul testului. A doua zi însă, acesta a venit pozitiv. Totul a început pe 30 martie, când o asistentă de la maternitate a cerut să fie testată pentru că soțul ei, șofer pe ambulanță, era pozitiv la COVID-19. Alte 4 cadre medicale cu care intrase în contact au făcut testul, toate erau pozitive. O zi mai târziu s-a internat o mamă care a fost și ea confirmată cu COVID-19. Cele care am fost în interior am cerut să fim testate. Mi s-a tot spus, o să fim, dar nu am mai fost. Starea mea s-a degradat de la o zi la alta, am fost chemată și la lucru. Acum sunteți la Victor Babeș? Da, la pneumologie. După cât timp v-au făcut testarea? Păi dacă era după Odobescu, cred că niciodată nu făcea testarea. Șefa spitalului a decis pe 1 aprilie închiderea maternității, după ce nimeni de la DSP nu i-a răspuns la telefon în ziua pozitivării testelor. A doua zi, șefa DSP a reclamat că s-au încălcat procedurile și că nu s-a făcut ancheta epidemiologică, iar maternitatea a fost redeschisă. Cine a luat decizia să se redeschidă maternitatea? Managerul a luat o măsură abuzivă, negirată de Direcția de Sănătate Publică, neconformă, care nu trebuia să se ieie, motiv pentru care consider în continuare spitalul, deci doar într-o sincopă, într-un blocaj artificial. Potrivit managerului spitalului, rezultatul testelor pentru bebeluși a venit după 6 zile, pentru că șefa DSP Mariana Rădulescu a susținut ca întâietate cadrele medicale de la Hunedoara. Rădulescu a fost demisă ieri după o lună de mandat. Ea o înlocuise pe Cornelia Malac, directora demisă acum o lună pentru modul în care a gestionat situația privind infectările cu COVID în județ. Iată ce declarație a dat când a apărut primul caz de coronavirus la Timișoara. O persoană de sex feminin, de 38 de ani, căruia i s-a iertați. Deci astăzi, în jurul orei 14, Direcția de Sănătate Publică Timiș a luat cunoștință de pozitivarea unui test, nu, iertați-mă, vă rog din suflet, un pahar cu apă, dacă puteți, vă rog. Lumina chiar mă deranjează și o să mă urc în altă direcție. Șefii DSP-urilor au un rol esențial în pandemia de coronavirus. Ei decid anchetele epidemiologice și tot îi stabilesc ce testări se fac. Doar că în ultima lună, un sfert dintre ei fie și-au dat demisia pentru că n-au făcut față presiunii, fie au fost demiși pentru proasta gestionare a crizei. Asta se întâmplă când în aceste posturi sunt numiți politic oameni care fie n-au studii medicale, fie atunci când ajung în aceste posturi nu știu ce au de făcut. Incompetența lor se traduce prin zeci de noi îmbolnăviri care ar fi putut fi evitate. Paula Herlo, ProTV. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.